Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a desemnat ca urmare a contestațiilor depuse un nou câștigător al licitației pentru construirea lotului A3 al A7 Ploiești Buzău între Pietroasele și municipiul Buzău. Dacă nu vor exista contestații, CNAIR va putea semna contractul pentru execuția lucrărilor cu asocierea de constructori turci după 10 zile. Între Dumbrava și Mizil, dar și între Mizil și Pietroasele, pe singurele loturi ale A7 autostrada Moldovei, aflate pe teritoriul județului Prahova, se lucrează deja. Se realizează lucrări pregătitoare și descărcări arheologice în vederea demarării construcției primilor 50 de kilometri ai autostrăzii. Lotul 1, între Dumbrava și Mizil, are o lungime de 21 de kilometri, iar al doilea, până la Pietroasele, este de 28,35 kilometri. Lucrările trebuie să fie finalizate în 20 de luni, contractele având o valoare totală de peste 2,7 miliarde de lei, de asemenea cu finanțare asigurată prin PNRR. Lotul 3 al autostrăzii ploiești buzău are o lungime de 13,9 km și trebuie finalizat tot în 20 de luni. Pe acest lot urmează să fie construite inclusiv 8 poduri și un pasaj cu lungimea de 1,26 km. Construcția acestui lot al A7 are o valoare de 1,09 miliarde de lei.